Haideți să intrăm direct în problemă. Spuneți-ne, vă rog, cum v-ați implicat în campania electorală pentru locale încât să obțineți locul întâi pentru Senat? În campania electorală pentru alegerile locale m-am implicat îndeosebi în teritoriu, în comunele din județul Bistrița-Năsăud. M-am implicat într-o anumită măsură în orașul Sângeor-Zbăi, locul în care am avut cea mai mare satisfacție electorală, având în vedere faptul că domnul Traianu Găgău a câștigat alegerile și a devenit primarul orașului Stațiune. Aveați voie să faceți campanie? Nu era conflict de interese din postura de director la Registrul Comerțului, erați? Nu, știu că s-a vehiculat în presă un posibil conflict de interese. Lucrurile sunt simple, cu toate că sunt director de instituție, nu sunt funcționar public, raporturile mele sunt de natură contractuală. Am dreptul să fac parte dintr-un partid politic, am dreptul să fac politică la orice nivel, nu am niciun fel de constrângere care ar putea decurge din calitatea mea de director al instituției pe care o conduc. Curile rele spun că aveți o relație specială la București. Sunteți rudă cu domnul Atanasiu? Ce rudenie sunteți? Nu sunt rudă cu Teodor Atanasiu. Sunt prieten cu Teodor Atanasiu. Mă cunosc cu Tase din perioada în care eram parlamentar, din 2007, mai bine din anul 2007, îl cunoșteam pe Tase și anterior, dar la un nivel minimal, aș spune, în calitatea pe care o avea atunci de persoană publică, era ministrul Apărării Naționale. Apropiindu-ne, fiind prieteni, l-am invitat să fie nașul meu de căsătorie și Tase a acceptat. Dar pentru ca toți cei care vor citi acest interviu să înțeleagă exact natura relațiilor mele cu Tase, această invitație a venit într-un moment în care eu nu făceam politică și într-un moment în care nici nu mă gândeam sau nu aveam un orizont de așteptare în ceea ce privește revenirea în viața politică. Da, mi-am dorit să revin în viața politică, dar totul pur și simplu la nivel de intenție, nimic concret. Și nașul Atanasiu, practic, ce v-a propus? Să reveniți în politică? Să luați partidul? Nu am avut cu Teodor Atanasiu discuții legate de revenirea mea în viața politică. De câte ori ne-am întâlnit în calitate de prieten sau prin natura relației de prietenie pe care o avem, am discutat politică la nivel general, ce se întâmplă în România, ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal, care este orizontul politic al PNL pe termen mediu. Discutam despre contextul politic sau geopolitic discuția al țării noastre, pentru că totuși Teodor Atanasiu, în calitatea de fost ministru al apărării, în calitatea pe care a avut-o de președinte al AVAS, era și este bine ancorat în ceea ce se numește macropolitică, deci, regională. Ați discutat înainte de alegerile locale sau după alegerile locale? A, nu, acestea sunt discuții pe care le-am avut cu Tase pe toată perioada, sau începând cu anul 2007-2008 și continuând ulterior în 2009, 2010, 2011. Deci nu ați vrut să-i proiectul trageți. Proiectul meu de revenire în Partidul Național Liberal nu este legat sub nicio formă de raporturile mele cu Teodor Atanasiu. Deci nu ați vrut să-i trageți preșul lui Dolha prin această relație cu nașul? Sub nicio formă și nici nu s-a întâmplat așa, adică cei care cunosc la nivel de amănunt viața politică în
din Bistrița, din județul Bistrița-Năsăud, știu cum s-a produs revenirea mea în politică. Am revenit în politică după alegerile locale din vara acestui an, moment în care atât fostul președinte sau copreședinte liberal provenit din vechiul Partid Democrat Liberal, domnul Cristian Florian, cât și fostul președinte, copreședinte al PNL provenit din vechiul Partid Național Liberal, au demisionat în urma rezultatului obținut la alegerile locale. Atunci partidul a decis să numească, să aleagă rectific un președinte unic. A fost o solicitare care a venit de la Biroul Permanent Național, a fost un proces care s-a petrecut în toate filialele Partidului Național Liberal din întreaga țară, iar eu nu am făcut nimic altceva decât să mă înscriu într-o competiție electorală internă, să merg în fața Biroului Permanent Național alături de celălalt contracandidat, de Robert Sigartău, și să-mi prezint intențiile, să-mi prezint platforma electorală proprie. Deci doar s-a avut un plan malefic de a prelua partidul. Dacă cineva crede că Teodor Atanasiu a putut să-i influențeze pe membrii biroului permanent județean în așa măsură încât ei să-mi acorde un număr important de voturi, reamintesc că scorul a fost extrem de strâns între mine și Robert Sigartă. Câte voturi? Păi, la două voturi diferență. Deci tot acest scenariu, toată această scenarită mai degrabă legată de povestea beneficiului pe care eu l-aș fi avut din relația cu Teodor Atanasiu e simplă poveste, este o scenarită lipsită de orice fel de consistență. Oamenii nu pot fi manipulați astăzi. Am venit în fața Biroului Permanent Județean cu o platformă, le-am spus de ce am revenit în politică, de ce candidez pentru calitatea de președinte al Partidului Național Liberal și, mulțumesc lui Dumnezeu, i-am convins pe mulți că aș putea fi persoana potrivită. Chiar dacă nu am câștigat acea competiție internă, chiar dacă am pierdut-o la diferență foarte mică, această mică diferență i-a făcut pe cei de la București, pe cei din Biroul Permanent Național, să înțeleagă faptul că la Bistrița lucrurile se află într-un echilibru de forțe și că atât domnul Robert Sigartău, cât și eu, trebuie să primim, sau este oportun să primim mandat pentru a reorganiza partidul, pentru a pregăti partidul pentru alegerile parlamentare. Ați venit la două voturi de colegul Robert Sigartău, veți mai candida în februarie pentru funcția de președinte al filialei județene? Este prematur să discut despre așa ceva și v-aș ruga să mă credeți că ceea ce vă spun este adevărat. Vă rog să mă acordați acest beneficiu al sincerității. Nu ard etape în politică. Eu cred că politica se face pas cu pas. Cred că fiecare obiectiv politic trebuie luat sub beneficiul temporal al importanței. Acum ne pregătim de alegerile parlamentare. Vedem ce se întâmplă la alegerile parlamentare. Îmi doresc un scor foarte bun. Dacă voi candida, cu siguranță colegii mei, opinia publică interesată de fenomenul politic, o va ști la momentul oportun. Deci nu este vorba de o luptă internă între aripa Sigartău și aripa Turc. Dar nu există aripa Sigartău și aripa Turc. Eu nu sunt într-un conflict cu Robert Sigartău, sunt într-o competiție cu Robert Sigartău. Robert Sigartău este colegul meu, el este președinte, eu sunt prim vicepreședinte coordonator și președinte interimar al organizației municipale. Obiectivul comun al lui Robert Sigartău și al lui Ioan Turc este ca Partidul Național Liberal să obțină cel mai bun scor posibil la alegerile parlamentare. Un scor bun ne ajută pe amândoi, pe termen mediu și lung, după cum un scor slab ne limitează pe amândoi în carieră și în aspirații, în mod evident. Ce înseamnă un scor bun? La ce procente v-ați sau
Un scor bun este acela care permite Partidului Național Liberal din județul Bistrița Năsăud să trimită în Parlament 3 deputați, 2 deputați și un senator. Și dacă nu se va întâmpla acest lucru, cine va răspunde? Va răspunde conducerea filialei, adică Robert Sigartău și cu mine. De aceea nu există o competiție între Robert Sigartău și mine, pentru că împreună răspundem de bunul mers al filialei, împreună răspundem de scorul electoral, împreună vom deconta un scor bun, la fel cum împreună vom avea de dat explicații pentru un scor sub așteptările colegilor și al electoratului liberal.